Bună dimineața, stimați prieteni, să vă fie ziua de astăzi. Este marți, este 3 octombrie și este 7:48, adică 8 fără 10. Adică trebuie să ne mișcăm astăzi extraordinar de repede. De ce? Pentru că astăzi avem un invitat cu care am vrea să povestim mult mai mult. Și avem și revista presei, avem de toate, o avem până și pe vedeta noastră, bună dimineața, în platou. Bună dimineața. Adică și nuți în platou, avem și horoscop azi? Evident că citim doar zodiile, nu și ce spun despre zodiile. Nu și conținutul. Deci titlurile. Da. Ca să ne mișcăm foarte repede. Da. Cum, ce ai făcut azi, frate, de te-ai dezbrăcat în halul ăsta? Cum ce-am făcut? N-am făcut nimic. A, urmează să facem. Urmează, normal. Așa e dimineața. Da, da, ce se mai... Asta e viața. O zi faină afară? Nu. Nu. Urâtă? Da. Nu, dacă stai și te uita tine, nu e chiar foarte urâtă ziua, adică nu e foarte adică rece. Adică nu sunt eu chiar foarte urâtă. Bine, asta cu modestia caracterizată, deci te caracterizează o modestie de n-ai văzut, ce să mai... Sunt foarte modestă. O glândă, o glejoară, ce ne cea mai... Eu, evident. Normal, nu. Că eu. Așa, spuneam de temperaturi friguți astăzi, să vă rog friguți și astăzi, 4 grade, 4-5 grade în termometre maxima pe timp de zi, noaptea undeva, minus 1 grad. Adică rece în continuare și mâine seara se pare că va fi la fel după ce că se mai încălzește. Dar asta vom mai vedea după. Certe caz sunt și posibilități de ploaie mai peste tot și ieri ni se povestea de ploaie, ieri însă nu prea s-a ținut de cuvânt ploaia. Adică nu prea chiar a venit. A venit, dar pe aici pe acolo, sporadic așa. Nu foarte serios. Nu la modul foarte serios. Vom vedea ce va fi și astăzi. Cert este, spuneam, o zi în continuare urâtă și rece. Și foarte rece chiar. Și pentru azi au pregătit cei de la BNR cursurile de referință. Cotația euro 4,54 lei. Deci euro cotat la 4,54, dolar american la 3,51 lei. Ambele cotații, să mă rog, ambele valute în scădere. Dacă e așa sau nu, vom vedea. Și la capitolul politic, doar două considerații. Ieri, spre exemplu, și-au depus cei de la USL, și-au depus candidaturile. Am văzut acolo toți care se doresc, sau mă rog, aproape toți cei care se doresc să fie candidați erau prezenți. Adică am spus aproape toți, pentru că de la inventar, adică decât din 14 care ar trebui să fie, au lipsit 3. Cine a lipsit? Celor care oricum ni se fâlfuie, pentru că în opinia lor, oricum ies deputați, participă sau nu la festivități de genul ăsta. Nimeni altcineva decât poliglotul Stan de la Fălticeni n-a fost la depunerea candidaturilor. Pe principiu, Germain Fisch, Bejenariu, după zona Siret, n-a fost de asemenea la depunerea de candidatură și n-a fost ăla care se bate pe Vicov, pe colegiul Vicov și care reprezintă, bineînțeles, Bucureștiul și nu Bucovina, care își dorește să reprezinte Bucureștiul și nu Bucovina, adică vrea oricum în Parlament un tip pe care îl cheamă Iane, Iambre, Tache, Ianche și Cadări, ceva de genul ăsta. Deci ăștia trei n-au fost, adică echipa a fost incompletă, au fost acolo cei doar care au încercat să se scoată măcar cât de cât în poză. Și o să vedeți că în ziarele de astăzi, dacă o să le lecturați, o să vedeți pozele făcute, sau mă rog, fotografii la facota, la Navalda, candidați. Deocamdată. După aia o să intre în istorie. Ca cei care au candidat, evident, și-au înfrânt. Ok, și mai vreau să fac o considerație, să fiți liniștiți, stimați prieteni, cei din colegiul Suceava, foarte, foarte liniștiți, pentru că vine campania electorală și în campania electorală oficială sau neoficială, nu mai mergeți dumneavoastră la medic, vine medicul acasă la dumneavoastră. A început din nou să cadă, sau mă rog, a început din nou să se plimbe prin județ, evident, caravana medicală. De ce? Pe principiu, uite așa, cu tensiunea și cu glicemia, poți să ajungi în Parlament. De cine e vorba? Vedeți de asta, dar mai târziu. Nu acum. Să vă dau câteva repere. Radare, nu mai povestim, pentru că e urât, e frig, e de toate, e ploaie, e așa, aveți grijă cum conduceți, aveți grijă la viteză, viteza ucide, așa că grijă foarte, foarte mare. Nu ți-a l-a permis încă, nu? Încă nu. Mulțumim, domnule, că da, s-a... Da, da, cred că... Nu, dar deci nu. Tu în loc să te rogi pentru mine să-l iau? Să nu, mă rog să nu le iei. Deci la cât, de fapt, la cât sunt în trafic, la cât sunt, una în plus sau un minus, deja e fix. Una în plus ce? O șoferiță în plus, evident. Sau un... Nu te-ai gândit, vreau să spun o catastrofă în plus sau un minus, prin prisma șoferie, evident. Sau o începătoare, să spun? Începătoare. O începătoare.
Remember, 30 octombrie 1517 a citat din viață pictorul italian Bartolomeo, iar în 1632 s-a născut pictorul olandez Vermeer. 1881 s-a născut criticul și istoricul literar Eugen Lovinescu. 1984 a fost asasinată Indira Gandhi, fost prim-ministru al Indiei, iar în 1993 a citat din viață regizorul italian Federico Fellini. Astăzi, 30 octombrie, este Ziua Națională a Republicii Kirghizia și a Mării Negre, Ziua Internațională a Mării Negre. Cine o sărbătoresc? Riveranii, evident, pentru că au un alt motiv de sărbătoare. Repejor, revista presei, că avem un invitat, spuneam, cu care o să vrem să povestim foarte multe lucruri și trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede. Revista presei. Presa de astăzi, câteva titluri interesante, o să spicuim foarte puțin, sau mă rog, titluri și câteva considerații. Doar obiectiv, pagina a doua, municipiul Suceava riscă să piardă o parte din fondurile europene la trei proiecte importante. Presuspendarea de către Comisia Europeană a fondurilor nerambursabile alocate pe mai multe axe din cadrul programului operațional regional ar putea duce la sistarea, cel puțin pe perioada de 2 luni, alocării fondurilor pentru proiectul de drumuri, parcări subterane și centrul de tradiții. Primarul Lungu a declarat că nu a primit însă nicio notificare oficială în acest sens. Sumele care trebuie achitate la cele trei proiecte s-ar situa între 5 și 6 milioane de lei. Eu nu am mai spus că în cazul în care se aplică și Suceava procedura de presuspendare, există și varianta ca guvernul să achite sumele și în caz că peste 2 luni va fi deblocată procedura, guvernul va recupera banii direct de la Uniunea Europeană. E greu de spus dacă guvernul ăsta o să mai aibă bani pentru altceva decât, sau mă rog, are bani pentru altceva decât pentru campania electorală, pentru că urmează campania și o să vedeți, o să discutăm cu invitatul nostru în această dimineață despre modul cum s-au alocat fondurile, sau mă rog, cum se vor aloca fondurile de tipul, pe principiul, vine campania, cui le dăm celor care pot să ne scoată, evident, parlamentari. În pagina a treia din obiectiv, cercetător din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, premiat în cadrul unei conferințe internaționale din California. Băi, deșteptu-te, să vedem, băi, deșteptu-te, vezi? Se mai întâmplă și lucruri bune în Suceava. Profesorul Universității Ștefan cel Mare au tot mai des parte de recunoaștere pe plan internațional. Doctorul inginer Radu Daniel Vătavu, șef de lucrări la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a primit distinția Outstanding Paper Award în cadrul celei de 14-a ediție a ICMA International Conference of Multimodal Interaction, eveniment ce a avut loc în cursul săptămânii trecute în California. Radu Daniel Vătavu face parte din colectivul de cercetare al Centrului de Cercetare Științifică în Calculatoare. El a obținut titlul de doctor la Universitatea din Suceava în cotutelă cu cea din Lille, Franța, și predă în prezent discipline precum proiectarea algoritmilor, sisteme avansate de inteligență artificială sau concepte avansate de programe, bineînțeles, la Suceava, cred, sau, mă rog, sper. Este șef de lucrurile la Suceava, da, e clar. Tot obiectiv, pagina a treia, și în acest an producătorul de înghețată Vasile Armean este singura prezență suceveană în top 300 capital, adică cei mai bogați. Ce face el, știi? Armean cu ce se ocupă? Nu. Mănânci înghețată? Da. Nu întrebăm modurile pentru că nu vreau să știu de dimineață, dar bine, putem să ne închipuim. Sunt două moduri. Da, spune-mi, te rog. La bărbați și la femei. Spune-mi, te rog. Chiar vrei să zic? Chiar vreau să zic, adică suport, să zic așa, știi? Nu? Nu, deci n-a bărbații plan. Mușcă din înghețată. Femeile? Uite-te la mine. Și ce? Spune, ce? Na. Deci femeile nu mușcă din înghețată. Nu. Am înțeles. Niciodată. Am înțeles. De ce? Din cauza rujului de buze, frate, nu poți să... De-aia trebuie să... altfel. În top capital al celor mai bogați 300 de români, așa cum a fost publicat zile trecute, nu se regăsește decât un singur suceavean. E vorba de fabricantul de înghețată Vasile Armean, patron al firmei de înghețată Betty Ice. Cu averea apreciată de publicația capitală între 29 și 30 de milioane de euro, Armean se află în acesta pe locul 185, în topul celor mai bogați 300 de români cu afacerea în creștere. Ce spune Vasile Armean? Este nevoie de o colaborare strânsă între mediul privat și cel politic, pentru că majoritatea politicienilor nu înțeleg afacerile. Foarte adevărat.
El înțeleg de-a mișmașurile, nu afacerile. El crede că în plus este nevoie de încurajarea producției pentru o serie de legi, precum neimpozitarea profitului reinvestit, plata TVA și a impozitului la încasarea facturilor sau diminuarea TVA-ului pentru alimente. Sunt măsurile pe care statul ar trebui să le adopte pentru stimularea mediului de afaceri. Asta cel puțin ne spune Vasile Armean. Acum chestia cu TVA-ul la alimente și-a asumat-o USL-ul când a venit la guvernare. Asta scurtă, de câteva luni n-a făcut-o. De celelalte de alimente nu mai vorbim, că au crescut prețurile de alimente de n-ai văzut. Dar toate astea se decontează, evident, cum altfel decât la vot. Tot pagina 3, tot obiectivul, USL Suceava și-a depus ieri candidaturile, speră să obțină 3 senatori și 7 deputați. A, da, nu are cerințe foarte mari, decât își dorește foarte puțin. Ia să vedem. Pentru cele 4 colegii numărate pentru Senat, USL Suceava îi propune pe vicepreședintele filialii PSD Nicolae Bereanu, medicul Tiberius Brădățan, pe Ovidiu Donțu și Mihai Neagu, avocatul Mihai Neagu din partea PC-ului. La deputați candidează Ștefan Alexandru Băișanu, avocatul Paul Rusu, senatorul Mârza, deputatul Uricec, Ioan Stan, Constantin Galan de la Rădăuți, Ovidiu Iane, spuneam cel de la București, Bejenariu, Dumitru Pardău și liderul studenților liberal Radu Surugiu. Am să vă citesc din cel care a reușit să distrugă industria suceveană și de aia nu avem noi locuri de muncă. Am să citesc aici, bineînțeles, pe cel care a păstorit până prin 2008 județul Suceava, adică Consiliul Județean, foarte, foarte mulți ani. Una din cele mai echilibrate, spune presa, declarație și singura care a menționat și ajutorul divin în activitatea sa politică a fost cea seniorului candidaților social-democrați, cine altcineva decât Nea Gabriel Mârza, că nu se putea să fie altcineva. Mârzacul, așa cum circulă pe net, știi? Îmi doresc ca noul parlament majoritar USR să reușească să îndrepte de la bun început toate nedreptățile PDL-ului, să adopte legi care să ajute agenții economici să crească locurile de muncă. Sper ca momentul de astăzi să ne ajute să câștigăm și cu Dumnezeu înainte să facem bine populației care ne trimite în parlament, spune cel actualul senator Gabriel Mârza și cel care se vrea în continuare în parlament, de data asta deputat în zona Soloneț. Acum, cum v-am spus, dacă există cuiva cui ar trebui să imputăm de ce în Suceava am rămas foarte în urmă, acela se numește într-adevăr Gabriel Mârza, și dacă cei de la USL și l-au asumat, e treaba lor. Cert este că la vot trebuie corectată foarte bine această anomalie politică, evident. Pagina 4 din obiective, elevii nevoiași din județe își vor primi rechizitele gratuite până la finele acestei săptămâni. Rechizitele gratuite acordate pentru program social demarat de Ministerul Educației au ajuns la o parte din elevii suceveni, urmând că până la finele acestei săptămâni materialele școlare să ajungă la toți beneficiarii. 46.222 de beneficiari a pachetelor de rechizite sunt elevi de clasă pregătitoare, clasa 1, clasele 2-4 și elevi de clasa A8-a. Cele mai multe pachete vor ajunge către cei de la clasele 5-7. Peste 10.000 de licenți suceveni solicită ajutor financiar de la stat. În cursul zilei de ieri, Ministerul Educației a publicat situația finală a solicitărilor pentru banii de liceu. 10.439 de cereri ca și în anii precedenți, cu 10.439 de cereri ca și în anii precedenți. Suceava este lider la nivel național în ceea ce privește numărul dosarelor depuse pentru Programul Național de Protecție Socială Bani de Liceu. Să vedem monitorul ce ne-a pregătit. Câteva chestii interesante. Pagina 2 din monitor, ultima zi de depunere a cererilor pentru ajutoare de căldură, evident, la primăria municipiului Suceava. Sucevenii care doresc să beneficieze de reduceri cuprinse între 10 și 90% din valoarea facturilor de încălzire a locuinților în funcție de venituri, mai au la dispoziție doar o zi pentru a depune cerere de acordare a ajutoarelor la căldură. Primarul Suceviu în lungul le-a reamintit sucevenilor că termenul limită de depunere a ajutoarelor de încălzire este de 31 octombrie. Până la finele săptămânii trecute, doar 19 asociații de proprietari au depus cereri completate din partea locatarilor care beneficiază de încălzire în sistem centralizat. Să vedem că mai avem pe undeva, da, în pagina 9 din monitorul, la Călăraș, comisarul șef Todiruț, considerat cel mai bun șef de inspectorat de poliție, a trimis în vara acestui an să conducă inspectoratul de poliție județean Călăraș la aproape 500 de kilometri de Suceava, nu trimis, exilat, că așa e cuvântul cel mai potrivit,
Comisarul șef Ioan Nicuș Ortodiuț a reușit să se facă remarcat la noul său loc de muncă și să câștige aprecierea majorității polițiștilor din subordinea sa. A fost laudat de mai mare județul Călăraș. Aduc aminte o reacție pe care am avut-o tot aici la Bucovina Activ, venită din partea prefectului de Călăraș, care spunea că cele mai frumoase rezultate ale poliției în tot ceea ce înseamnă actul polițienesc au fost la Călăraș de când a venit comisarul șef Todiruț. Todiruț a primit aprecieri pozitive și într-un sondaj de opinie făcut după 5 luni de la exilul de la Suceava. Sondajul a fost făcut în cadrul polițiștilor din Călăraș. Detașarea comisarului șef Ioan Nicușor Todiruț expiră la sfârșitul lui noiembrie, când teoretic ofițerul ar trebui să se întoarcă la comanda IPJ. Teoretic, practic nu. De ce? Ci că pentru că actualul comandant, e vorba de Marcian Colman, trimis de la București, anunța că vrea să rămână la conducerea inspectoratului din Suceava. Cine va decide chestia asta? Evident, politicul. Că de, nu se putea altfel. 230 de permise reținute și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei. Asta au făcut polițiștii de la rutieră sâmbătă și duminică. În cele două zile, polițiștii au controlat în trafic 17.269 de autovehicule, fiind constatate 120 de infracțiuni, dintre care 106 la regimul circulației și 14 de altă natură. Asta se arată într-un comunicat de presă al celor de la Poliția Română. Polițiștii au dat 10.206 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor este undeva în jur de 1,5 milioane de lei. Ajutorarea bolnavilor și colete pentru nevoiași, printre deciziile de ieri ale Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. O știre în pagina 10 din Crainou. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în ședința de ieri demararea unor programe pentru ajutorarea bolnavilor și colete de bani și alimente pentru familiile nevoiașe și asta în preajma Crăciunului, dar și reevaluarea învățământului teologic pentru îmbunătățirea lui. Preafericitul Daniel, Patriarhul României, a arătat că pentru ajutorarea bolnavilor este esențial să fie sensibilizate parohiile și mănăstirile. Dacă și reușește, e grozav. Crainou, pagina 3 din Crainou, 100 de fermieri suceveni ar vrea să facă agricultură ecologică. Fermierii suceveni au depus 640 de cereri de acordare a ajutorului specific pentru îmbunătățirea calității produselor în sectorul din agricultură ecologică. Sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă, din total acestora 635.000 din partea deținătorilor de exploatații agricole cu producție vegetală, spune doamna Coroleucă de la APIA Suceava. Potrivit domniei sale, 291 de solicitări se referă la suprafețe cuprinse între 0,3 și 5 hectare, 381 au în vedere suprafețe de până la 20 de hectare, între 5 și 20 de hectare, 19 sunt pentru suprafețe cuprinse între 21 și 50 de hectare, 6 pentru suprafețe de la 51 la 100 de hectare, un singur fermier solicitând sprijin financiar pentru suprafețe de peste 100 de hectare. E vorba, bineînțeles, de județul Suceava. Tot Crainou și tot pagina a treia, comisarii regionali de mediu vor să se întărească și specializeze pentru situații de urgență. Comisariatul Regional al Gărzii de Mediu Suceava a inițiat demersul în vederea atragerii de fonduri europene nerambursabile, asta spune șefa instituției, doamna Diana Mihaela Gășpărel. Comisarul șef regional de mediu spune că demersul vizează întărirea capacității instituționale în situații de urgență prin dotarea și specializarea comisarului din județele eligibile, respectiv Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui. Proiectul a fost propus spre finanțare în cadrul programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova, axa 2, mediu și situații de urgență, valoarea fiind undeva în jur de 2 milioane de euro. Deși răspunsul autorității de management, cea care se ocupă de derularea acestor proiecte europene, a acestui program, răspunsul a fost că cele două aplicații au fost respinse. Comisariatul Regional Suceava consideră că acest demers reprezintă un pas important în dezvoltarea instituțiilor și, bineînțeles, și prin prisma atragerii de fonduri de fonduri europene. Și în cuștire, în pagina 16, la agenții economici lipsesc trusele sanitare de prim ajutor. Numai puțin de 383 de controle efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă luna trecută, inspectorii de muncă suceveni, șeful adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Grigore Duciuc, declară că în urma verificărilor s-au aplicat 134 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind undeva de 74.500 de lei. Inspectorii de muncă au constatat că în dotare lipsesc trusele sanitare pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, dar și valori de riscurile existente la locurile de muncă. Bine, acum s-a rezolvat și problema asta, pentru că între timp s-a
schimbat șeful, sau mă rog, a venit noul șef al ITM, e vorba de Romeo Butnariu, cel care a fost o perioadă bună de timp șef al Poliției Rutiere la Suceava, acum luat din rândurile personalului și pus șef la ITM. De ce spuneam că s-a rezolvat? Într-usa de prim ajutor o să fie obligatoriu să fie și fiolele, nu, ca să fie foarte clar dacă oamenii sunt în stare de ebrietate sau nu când vin la muncă. Fiolele de alea de suflat și nu fiolele de agrocalmin. Cam atât, stimat prieteni, din presa de astăzi. Este și 8 minute. Revenim imediat cu horoscop, dar și cu invitatul zilei de astăzi. Despre cine e vorba, vedeți imediat. Revenim. Suntem din nou în direct, stimați prieteni, suntem în direct pentru horoscop deocamdată, dar trebuie să spunem bună dimineața domnului Vasile Ilie, bine ați revenit la Bucovina Activ, nu ne-am văzut de ceva timp aici în platou. Așa este, bună dimineața, bine v-am regăsit. Vreme urâtă afară, domnule Ilie. Așa este, dar vremea câteodată se pune în acord cu vremurile. Da, nu neapărat, nu întotdeauna. Că ar trebui să se apună de acord, dar se pare că de data asta chiar s-a pus în acord cu vremurile, adevărat. Vremuri interesante, o să discutăm despre ele, dar după horoscop o să lăsăm timp colegii mele să ne povestească astrele. Cu ce ne ajută astăzi? Dacă ne ajută. Sunteți ca și zodie ce? Vărsător. Vărsător. Aflăm. Începem cu berbec. Nu chiar cu berbec. Începem cu berbec și ajungem ușor, ușor la vărsător. Trece și pe la rac, pe la mine și după aia vedem. Ok. Berbec. Din cauza dificultăților financiare, s-ar putea să se declanșeze o ceartă în familie. Sunteți plin de energie și puteți să finalizați o lucrare începută cu mai mult timp în urmă. Nu pierdeți ocazia. Vă sfătuim să cheltuiți cu măsură și să aveți în vedere și necesitățile familiei. Taur. Începe ziua cu elan și încredere ce vă sporesc randamentul. Nu aveți niciun fel de probleme de comunicare. S-ar putea să plecați într-o călătorie de afaceri. Vă recomandăm să acordați mai mult timp odihnei, altfel riscați să aveți probleme de sănătate. Gemeni. Sunteți tensionat din cauza programului încărcat de la locul de muncă. Vă sfătuim să nu vă manifestați nemulțumirea în fața șefului. Aveți încredere și nu vă lăsați copleșit. Rac. Aveți mari șanse de reușită în tot ceea ce faceți la locul de muncă și în interes personal. Voința și încrederea în sine vă ajută să depășiți toate dificultățile. Este un moment foarte bun pentru a susține examene, lucrări și proiecte. Leu. Situația financiară nu este satisfăcătoare, dar nu reușește să vă descurajeze sau să vă determine să vă pierdeți încrederea în forțele proprii. Chiar dacă vă simțiți în formă, vă recomandăm să vă gândiți foarte bine înainte de a acționa, să fiți prudent. Fecioară. Aveți de rezolvat mai multe probleme pe care le tot amânați de ceva timp. În cursul dimineții sunteți cam agitat pentru că nu știți de unde să începeți. Acordați prioritate problemelor foarte importante. Balanță. Vă sfătuim să evitați călătoriile lungi și vizitele prelungite. Datorită oboselii acumulate, sunteți irascibil și riscați să provocați o ceartă. Ar fi bine să vă limitați la activități de rutină și să acordați mai mult timp odihnei. Scorpion. În cursul dimineții primiți o veste neplăcută de la șeful dumneavoastră care vă indispune pentru tot restul zilei. S-ar putea să fie vorba despre o penalizare pentru întârzierea unei lucrări foarte importante. Nu vă manifestați nervozitatea. Săgetător. Aveți reușite pe plan profesional, dar cu prețul unor ore de muncă suplimentare. Atenție la un coleg de serviciu. Invidios pe succesul dumneavoastră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viață este foarte nemulțumit de faptul că trebuie să lucrați peste program. Se pare că după amiază aveți planificat să mergeți în vizită la o rudă. Capricorn. S-ar putea să aveți discuții foarte dure cu o femeie din cauza unor probleme de natură financiară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o datorie față de dumneavoastră. În partea a doua zile sunteți predispus la probleme de sănătate sau chiar la accidente. Vărsător.
Nu este momentul să vă ambiționați să rezolvați singur problemele casei pentru că s-ar putea să aveți succes. Acceptați ajutorul familiei. Spre seară, o femeie mai în vârstă vă ajută să aplanați un conflict cu cineva apropiat. Pești. În dimineață sunteți nemulțumiți și nervos pentru că nu reușiți să plecați într-o excursie. Încercați să vă stăpâniți. Cei din jur nu sunt obligați să vă suporte ieșirile dumneavoastră. Vă sutim să acordați mai multă atenție partenerului sau partenerei de viață. Împreună puteți să găsiți o soluție la problemele financiare care vă frământă. Acesta a fost horoscopul zilei de astăzi. Astăzi, marți, 30 octombrie 2012. Nu plecați, revenim. O discuție interesantă cu invitatul nostru de astăzi, domnul Vasile Ilie. Revenim. Bună dimineața din nou. Am rămas doar noi în platou, am rămas bărbați în platou. Am văzut că și horoscopul favorizează un picuț, nu? Dialogul de astăzi. Sigur că da, sigur. E deja, cred că moral mai bine, știți? E important să pleci bine la drum. Sunteți înscris în cursa electorală, sunteți candidat pe Colegiul 3 Soloneț, e mai ușor de identificat, să spun așa, din partea Alianței România Dreaptă. O luptă electorală pe care și ne-o dorim, să spunem noi cei care stăm pe margine, ne-o dorim să fie una frumoasă, pe proiecte, dar există suspiciuni că lucrurile nu vor fi chiar așa. Ce părere aveți, domnule? Aveți dreptate, din păcate unii au furat startul în campania electorală. Dacă legea spune că pe data de 9 noiembrie începe campania electorală și se termină pe 8 decembrie, iată că unii dintre contracandidații mei chiar au început să meargă prin teritoriu, să ia tensiunea, să spună că doresc să analizeze starea de sănătate. Nu iau tensiunea și pulsul politic, nu. La propriu. Și au împânzit cu afișe localitățile. Chiar dacă mergem acum prin Drăgoiești, o să vă și pun la dispoziție, dacă doriți, în cursul zilei de astăzi, niște afișe care se regăsesc în Drăgoiești și în alte localități din colegiul meu, în care spun că se ia tensiunea, se fac niște analize unor persoane și toate acestea cu sprijinul candidaților din acea zonă, adică domnul Brădățean și domnul Mărza. Da, deci dacă n-ar fi venit domniile lor acolo, lucrurile din punct de vedere al sănătății ar fi fost foarte, foarte grave. Noroc de ăștia 4 ani, când mai vin campanii electorale, pentru că așa, cu o tensiune, cu așa vrei să ajungi în Parlament. Cam asta e ideea. Știți ce era foarte bine dacă domnul Mărza, cât a fost președinte de Consiliu Județean, 3 mandate și vicepreședinte, un mandat, vicepreședinte cu financiarul. Adică vreo 16 ani, exact, să zic așa, da, nu? Investea niște bani în Spitalul Județean Suceava și îl făcea să arate așa cum l-am făcut noi în 4 ani de zile. Asta foarte înseamnă adevărat. O grijă față de populații, față de sănătatea populației. Foarte adevărat. Acum îl luăm domnului Mărza. Mărzacul, spunește pe internet. Și sunt oarecare mășură. Mă rog, e limbaj de internaut. Noi folosim varianta oficială. Mărza, spre exemplu, sau mă rog, și lui se poate imputa, ba cred că chiar lui se poate imputa faptul că Suceava nu are, dacă stăm prost la capitolul șomaz, stăm și prin prisma dumnealui, pentru că pe timpul guvernării lui la Consiliul Județean a dispărut industria din Suceava, nu? S-au curățat ușor și au devenit terenurile virane potrivite pentru afaceri imobiliare. Așa este. Din păcate, o perioadă lungă de timp, Suceava n-a beneficiat de niciun fel de investiții. Nici naționale, nici investitori străini, să spunem internaționale, care să facă să se miște lucrurile aici în județul Suceava. N-am și avut parte, foarte adevărat. Mai mult din ceea ce am avut, nici n-am păstrat măcar și am ajuns. Știți că mie îmi place, ei folosesc foarte, foarte des expresii sau, mă rog, lucruri de-astea așa fabuloase, știți, extraordinare, care dau bine. Noi mărim locurile de muncă. Păi voi le-ați distrus, adică cum să le mărești? Pensionarii ar trebui să mulțumească, spre exemplu, iarăși spun lui Mărza și alor lui și cei care sunt pe lângă el, nu pentru că în Suceava, acolo unde au muncit pensionarii,
să mă rog, nu mai văd, munca lor nu se mai regăsește, nu mai există, nu știu, IUPS-ul nu mai este parte din CPL și așa mai departe, dacă ar fi să dezvoltăm subiectul, e unul foarte, foarte vast. Și asta cu siguranță și încărca lor, nu? Este foarte adevărat acest lucru și aș vrea să vă spun că este important ca la conducerea județului să fie un om puternic, puternic care să fie ascultat de București. Dacă Bucureștiul te ascultă, păi pe vremea cât era domnul Mârza președinte de Consiliul Județean, omul puternic din Moldova era domnul Hrebenciuc de la Bacău și toate investițiile mergeau la Bacău. Nici Iașul nu s-a dezvoltat în acea perioadă. Suceava din acești 22 de ani de la Revoluție, abia 4 ani a prins de forță, când Gheorghe Flutur s-a implicat în mod deosebit pentru județul Suceava, având și o funcție importantă la București, și a reușit să aducă fonduri. Și a adus fonduri cât nu s-au adus în toți ceilalți 20 foarte de ani. La un moment dat era făcută o statistică, nu, 1000 de miliarde, ceva de gestiu, o cifră impresionantă, exact. Impresionantă pentru județul Suceava, județ în care nu se mișcase până la vremea asta, până în 2008, să spunem, lucrurile erau în stand-by total, nu spuneați de sănătate. Păi ți era frică să treci pe lângă spital în perioada aia. Acum avem un spital european, vorbim de spitalul din Suceava și nu numai, și nu numai. Deci, în general, județul Suceava stătea în perioada respectivă la masa bogaților, la masa deciziilor și primea bani. Asta este foarte important, nu? Vreau să vă spun că într-o statistică pe 4 ani care au trecut de administrarea județului, județul Suceava este numărul 1 ca fonduri atrase pe cap de locuitor din țară. Ori asta spune ceva, clar, ceea ce clar. S-a foarte, întâmplat foarte în județul Suceava, dar nu trebuie să ne spună cineva, pentru că populația vede ce se întâmplă. Vede spitalul județean, vede drumurile, vede aeroportul care se mișcă în continuare și mă bucur că el nu este afectat de aceste controle deosebite care se fac la Uniunea Europeană pentru greșelile care s-au făcut în aplicarea, în atragerea fondurilor europene. Iată cetate, iată centrul Sucevei își schimbă complet fața. Iată centurile, aș vrea să spun, care trebuiau să fie terminate de vreo 3-4 luni, pentru că mi-a rămas foarte puțin la centura Sucevei, ceva de necrezut și a înghețat. Se plimbă câinii pe acolo, iar o serie de persoane au furat deja mâna curentă și parapeții de acolo. Da, ușor, ușor, nu mai avem ce să, nu o să mai aibă ce să dea drumul, ce să, ușor pleacă parapeții, încep să distrugă pilonii, betoanele, să scoadă ferul vechi și așa mai departe. Ușor, ușor, dacă mai rămâne așa, investiția, pentru că și conservarea costă cu mult mai mult decât aduce practic a termina investiția, mai ales cel puțin că, parțial. Sigur, noi am făcut peste 90% din centura Sucevei, prima parte a bretelei. Păi, o mai rămas foarte puțin. Aici de lucru 2-3 săptămâni pentru a termina centura Sucevei și iată, am scăpat de un trafic deosebit prin municipiul Suceava, municipiul s-ar decongestiona și toți am fi un pic mai fericiți când ajungem la serviciu, pentru că ajungem într-un timp mai scurt. Nemaipunând că și lucrările făcute, asfaltarea, asfaltul ar ține cu mult mai mult dacă traficul greu ar ocoli centrul și ar merge pe șoseaua de centură. Așa e corect până la urmă, nu? Cu certitudine. Din păcate, se pare că am intrat într-o perioadă în care banii vor începe să ocolească județul Suceava și mai mult preconizata transformare a țării în regiuni, pentru că asta este obligatorie, să trecem la regiuni în perioada următoare, și mutarea capitalei la Iași, pentru că dacă vor fi 8 regiuni, atunci pe Moldova cele 6 județe vor face parte din regiunea Moldova și capitala va fi la Iași, iar Suceava încet încet va decădea încet încet. Ajungem pașadăc, nu, apropo de că undeva așa nimic, așa o chestie mică, infimă și nesemnificativă. Intrăm din nou, să vă rog, rămânem în conul de umbră în care am intrat din iunie 2012, pentru că am văzut o, mă rog, comentarii, să spunem, ale analiștilor și nu noi, vis-a-vis de Suceava și locul Sucevei la masa distribuirilor financiare. Păi suntem undeva după locul 30. Asta spune foarte mult. Vorbim de 42 de unități teritoriale administrative, 42 de județe și noi suntem spre capăt, spre final. Păi ar trebui, nu, în față, toți cei din față să nu-și dorească nimic ca să ajungă ceva și la Suceava. Nu? Cam asta e ideea, așa, nu? Este, așa este. Dar grav este că dacă regiunea se duce la Iași, toate instituțiile descentralizate, și grav este că banii care vin la Uniunea Europeană se vor da pe regiuni. Iar dacă în regiunea Moldova vin toți la Iași, este clar că Suceava nu va avea nicio șansă și celelalte. Ori noi negociasem lucrurile acestea în coaliție și cu președintele Băsescu, ca în România să se facă 12 regiuni. Făcându-se 12 regiuni, Neamțul, Suceava și Botoșaniu erau o regiune, iar celelalte 4 județe o altă regiune.
Pentru că și Uniunea Europeană spune, o regiune trebuie să aibă între 1,5 și 3 milioane de locuitori. Ori Moldova are 3,6 milioane, depășește. Și în mod normal trebuie împărțită în două, așa după normele europene. Iar împărțirea în două ne-ar avantaja pe noi extraordinar, clar. Pentru că și Neamțul, și Botoșaniu, și Suceava sunt municipii reședințe de județ cu 100 de mii de locuitori. Toate ar avea de câștigat și toate ar dori la Suceava să fie centru administrativ. În condițiile în care merge la Iași, toți pierdem. Adică vorbim și de cei noi, și Suceava, și Neamțul, și Botoșaniu. Și e clar că e mai degrabă să câștigăm ceva decât să pierdem tot, nu? Foarte adevărat. Nemai punând că Suceava ar putea să ajungă, sau ar fi firesc, poate, nu? Și motiv, și geografic, fiind la mijloc între Suceava, între Botoșani și Neamț, am putea să fim capitală de regiune. Și în condițiile astea lucrurile ar spune foarte, foarte mult. Eu vreau să vă spun că noi am pregătit astea, în afară de negocieri și cu Uniunea Europeană și cu toată lumea, ca să fim 12 regiuni, în Suceava. Am făcut drumul de legătură cu vestul, din Suceava-Cluj, aeroportul, Universitatea Suceava. Avem toate condițiile aici, intermodalul la Dărmănești. Doream să-l facem, am făcut și proiectarea și tot și urma să-l punem în practică. Se duce la Iași și intermodal. Încet, încet, toate investițiile, mie să nu iași cetatea Sucevei la Iași. Unde avem proiectul de rulare, știți? Eu știu că erau foarte, foarte nemulțumiți, spre exemplu, de faptul că banii europeni au ajuns pentru modernizarea aeroportului din Suceava și nu la Iași. Mă așteptam ca proiectul, într-un fel sau altul, sau nu știu cum, să ajungă banii la ea. Numai că vorbim de fonduri europene și acolo lucrurile sunt un pic mai complicate. Pentru că dacă ar fi fost ca și intermodalul, rămâneam și fără aeroport. Acum un an jumătate, când s-a deschis linia de finanțare a Uniunii Europene pentru capitolul post-transporturi, s-a deschis începând cu 1 ianuarie. Pe data de 3 ianuarie eram la București la Ministerul Transporturilor și am depus proiectul acolo. Și vă rog să mă credeți că în următoarele 6 luni n-a mai depus nimeni din țară. Noi am fost pregătiți pentru acest lucru. Știam când se deschide axa, când vin banii, am pregătit proiectul, l-am depus acolo. N-are nimeni de ce să ne spună că le-am luat banii altora, să spun. Nu, dar știți cum e, adică e vorba de bani, nu contează. Ai luat bani, deci nu o să mai discute. În aceeași măsură am văzut Suceava s-a mișcat foarte bine, vorbim de administrația județeană, din care a făcut parte până în iunie 2012. Am spus că s-a mișcat foarte bine și prin atragerea de fonduri europene. Mi-aduc aminte de tot ceea ce a însemnat măsurile, nu știu, cu drumurile, cu reparațiile, cu inundațiile și așa mai departe. Suceava s-a mișcat extraordinar de bine în comparație cu restul țării. Au fost peste 900 de proiecte europene cu o valoare de 1,1 miliarde euro. Aceasta reprezintă valoarea fondurilor europene, nu de la guvern, europene aduse în județul Suceava și care se află în derulare. Vedeți, unele se termină în scurt timp, centrul Sucevei, altul cetatea Sucevei mai un an de zile, altele mai sunt iarăși în derulare, o serie de drumuri care se fac, o serie de poduri care mai sunt, dar se pare că altele nu vin. Asta este grav pentru județul Suceava. Nimic. Vorbim de o Suceavă care a înghețat efectiv, nu se mișcă în Suceava. Absolut nimic. Se așteaptă doar 3-4 lei să vină ceva ca să nu mori. Știți, să nu mori. Mai dă câte o fărâmitură de pâine așa, cât să nu mori și asta e tot ce se întâmplă în Suceava. În rest, absolut nimic. Așa este, iar de la guvern, fonduri să vină pentru dezvoltarea în continuare a investițiilor. Mă refer la centurile de la marile orașe, Suceava, Fălticeni, Rădăuți și alte investiții care sunt în curs de rulare, ori măcar finalizarea lor. Domnule, văd dacă investiția este trecută de jumătate, trecută de 80%, hai să o finalizez, e un lucru elementar. Ori acest lucru nu se întâmplă. Din păcate, acest guvern a luat banii de la dezvoltare, de la investiții și le-a dat în consum. Dacă dând banii în consum, atunci investițiile au rămas în tare de așa cum erau, banii s-au dus pe consum, locurile de muncă au dispărut. Au dispărut, clar. Păi, obligatoriu. Știți, de unde atunci locuri de muncă? Păi spuneam, noi creștem locurile de muncă. În niciun caz. Ba mai mult a apărut și găselniți au zis, nu, noi mărim salariile bugetarilor, le mărim că e o chestie normală, firească, evident, electorală, din punctul meu de vedere. Dar au făcut acest lucru. Numai că între timp au crescut prețurile. A crescut valuta, a crescut valoarea euro substanțial și atunci creșterea, practic, s-a transformat într-o pierdere.
nu? Creșterea a fost anulată complet, creșterea de salarii a fost anulată de creșterea prețurilor. Ba mai mult de atât, creșterea prețurilor și a euro a făcut ca nu numai să fie anulată, ci să fie depășită. Astfel că puterea de cumpărare pe care am lăsat-o noi populației a scăzut, chiar dacă aparent salariile au crescut cu 8%. Ba chiar am văzut că șomajul a început, cu toate că pe vremea guvernării PDL șomajul ajunsese să fie într-o zonă de invidiat, de invidiat prin prisma țărilor europene. Spania are un șomaj de 25%, noi ne mișcam undeva în 5%, am văzut că șomajul ușor, ușor a început să crească. În niciun caz locuri de muncă. Faptul că banii s-au luat de la investiții și s-au dat în consum se vede imediat. Nu trebuie mult. Societățile mari de toate felurile și tipurile, începând cu cele de construcții care fac drumuri și astea, își încetează activitatea. Disponibilizează oameni. Șomajul crește și vede oricine ceea ce se întâmplă. Se pare că este o meteahnă, domnule Ilie, o meteahnă a guvernărilor de stânga, care știu foarte bine să cheltuie, dar nu să facă bani, nu știu să producă bani, știu doar să cheltuie, în condițiile în care dreapta face și una și cealaltă. Așa este și în luni va avea loc lansarea oficială la nivel de țară a candidaților ARD-ului, iar atunci se va prezenta și programul de guvernare. Din câte știu și vă spun aici în premieră, una din prioritățile deosebite a programului de guvernare va fi impozitarea mai mică a muncii și crearea unor facilități pentru cei care vin să investească în țară, de toate felurile. Am înțeles, adică să zicem că cota unică va fi redusă. Va fi redusă. Cota unică, într-adevăr, a fost una din măsurile excelente financiare care au atras, practic, nimic altceva decât a dispărut munca la negru, ușor, ușor, și au început să crească veniturile și a ajuns bunăstarea. Asta însemna, de fapt, cota unică. Păi vedeți, cota unică, acum 4 ani, 5 ani, când ea a fost redusă la 12%, a fost redusă la 16%, a însemnat o creștere accelerată a economiei în ansamblu. S-au dezvoltat. Să ne uităm alături la bulgari, ei au cota unică de 10%. Iată de ce o serie întreagă de investitori străini preferă să meargă în Bulgaria. De ce să nu devenim și noi atractivi și să o reducem, de exemplu, la 12%? În condițiile în care Bulgaria, trebuie să spunem, a trecut pe lângă noi, ne-a rămas cumva în gar la Dolhasca, dacă e, știți, bună, și a trecut pe cuvânt, dacă nu, a trecut trenul, s-a tot dus. Bulgaria a ajuns să fie locomotiva cuplului România-Bulgaria și nu invers, cum eram noi pe vremuri. Nu? Din păcate, spun. Din păcate, pe unele secvențe și pe segmente ne-a luat-o înainte Bulgaria și am dat exemplu cota unică. Ori noi vrem să revenim la guvernare, dar să revenim cu niște măsuri care să pornească din nou economia, să salte țara din situația de amorțire și de stagnare economică în care se află acum. Pentru că 0,5% creștere economică cât se estimează înseamnă stagnare. Înseamnă stagnare, clar. Și foarte aproape de recesiune. E undeva foarte aproape. Mai ales am văzut FMI-ul, dar despre asta o să discutăm după o scurtă pauză, despre prognozele FMI-ului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România și nu numai, o să trecem și pe colegiul dumneavoastră, că am văzut o material interesant despre Cacica. Ce vă doriți dumneavoastră acolo sau ce credeți că ar trebui făcut acolo? După pauză revenim. Da, ne suntem din nou în direct, stimați prieteni, ne continuăm discuția, rămăsesem la FMI. La FMI și la previziunile Fondului Monetar Internațional vis-a-vis de România. Am văzut că nu sunt foarte, foarte bune vis-a-vis de cotația, spre exemplu, euro. Previziunile sunt undeva în jur de 4, 8, chiar 5. Asta cel puțin spun cei de la Fondul Monetar, ne mai până în creșterea economică, deficitul bugetar și așa mai departe, toate astea sunt în parametri îngrijorători pentru România. Așa este, eu aș vrea să amintesc un singur lucru. Pentru anul 2011, creșterea economică pe care noi am făcut-o a fost de 2,5%. Anul ăsta aveam prognozată o aceeași creștere economică, 2,5%, să mergem și anul acesta. Din păcate, schimbarea guvernării și venirea USL-ului la guvernare a făcut ca lucrurile să se degenereze. Adică, nu trece o lună sau două și prognozele internaționale făcute de către factorii competenți să facă aceste prognoze, ne scad de la o lună la alta prognoza de creștere. Iată că ultima prognoză de creștere este de 0,5%. Ultima, asta e ca prognoză, să sperăm că vom rămâne
Da, în prognoză și nu, Doamne ferește, merg jos, pentru că deja locul acolo, lucrurile pot fi îngrijorătoare. Din păcate, așa funcționează lucrurile vis-a-vis de România. N-am știut niciodată să apreciem ceea ce se întâmplă bine, știți? Probabil, nu știu, electoratul român cred că este un electorat... un electorat interesant, așa, știți? Mi-am dorit câteodată, auzeam opinii care spuneau, știi, mi-aș dori să fac o campanie de tip occidental. Nu știu dacă o campanie de tip occidental este propice și potrivită pentru... Nu, o campanie astăzi trebuie făcut profesionist, dar în același timp trebuie să te adresezi publicului cu ceea ce dorește el să audă, să spun așa. Iar dacă spui unele lucruri care nu le place, care spui, domnule, trebuie să strângem cureaua, trebuie să ieșim la muncă mai mult, trebuie să reducem fondurile pentru cei care stau acasă și vin cu mașina și iau ajutorul de șomaj. Trebuie să reducem toate astea și așa cum spunea, am fost cu domnul Flutur într-o campanie la locale, la o comunitate mai mare așa de persoane și una din întrebările, cine dați? Roaba și lopata vă dau. Asta a fost răspunsul. Și la muncă. Erau comunitate la muncă, de aia de tipul... Ce nu dai conașului? La muncă toată lumea. Ori asta face și să scadă un anumit tip de voturi care vin la un moment dat, dar noi, ca forță politică de dreapta, ne dorim să stimulăm pe cei care muncesc cu adevărat, deci să reducem impozitarea muncii, să reducem TVA-ul, să reducem cota unică, toate aceste lucruri să venim în întâmpinarea celor care vor să muncească. Ori nu să... Și vor să prospere prin muncă și nu altfel, nu și prin muncăneală, să spunem. Și nu să împărțim sărăcia, care sărăcia este tot mai mare. Uitați, na, de la o creștere economică 2,5% când cobori la 0,5% și n-am ajuns la sfârșitul anului, pentru că mai urmează o serie întreagă de pomeni electorale, se pare. Da. Acest lucru... Vorbim și de ele, pentru că am văzut că la rectificarea bugetară pe care au făcut-o cei de la USL, sunt foarte multe sume importante care vor ajunge în curtea primarilor USL, evident, PSD și PNL. Știu că ei strigau prin primăvară, nu? Foarte tare că PDL-ul, dumneavoastră, pe atunci la guvernare, nu? S-a făcut discreționar împărțirea fondurilor și că primăriile PSD n-au și PNL în aceeași măsură, n-au ajuns să aibă parte de fonduri în comparație cu cei de la PDL care aveau fonduri foarte multe. Acum lucrurile se pare că sunt așa cum le-a prezentat ei, numai că vorbim de primari PSD și PNL care vor primi bani și primari PDL care nu vor primi bani. Eu vreau să vă spun câteva lucruri, să vin cu niște rectificări foarte clare și precise. Vă rog. Într-adevăr, noi am avut o rectificare bugetară, nu știu când, prin februarie sau martie. Și într-adevăr, primarii noștri au primit sume de bani mai mulți decât primarii de la opoziție, care erau atunci. Dar ce s-a întâmplat? Noi am stabilit niște criterii. Primăriile noastre, având multe proiecte în derulare, trebuiau să plătească o cotă din banii proprii pentru derularea proiectului respectiv. Ori am spus clar, domnule, ăsta e 2% pentru gunoi, ăsta e pentru drum, ăsta e pentru apă, ăsta e pentru canal. Și am pus clar, transparent și limpede pe fiecare capitol în parte. Dacă ei nu aveau proiecte în derulare, mare parte din primarii la opoziții, era linie în dreptul la apă, canal, la drumuri, la alte lucruri. Și acest lucru a deranjat atunci. Nu noi suntem responsabili pentru că un primar de localitate nu își promovează niște proiecte. Clar, foarte clar. Ori noi am venit în sprijinul celor cu proiecte și să facem absorbția. Știu că e recunoscut la nivel național, ne mai punem la nivel județean, modul în care președintele Flutur, pe atunci președintele Consiliului Județean, punea biciu, să spunem, pe primari pentru a atrage cât mai multe fonduri europene în localitățile respective, pentru că asta era șansa, nu? Banii ăștia în județ, 1,9 miliarde de proiecte, n-au fost aduse că primarii știau toți foarte bine ce au de făcut, deși unii cu experiență, alții nu, ci pentru faptul că din 2007, alegerile au fost în 2008, domnul Flutur a venit cu o serie de specialiști de la București, ne întâlneam aici în Suceava, la sala mică a Casei de Cultură, și la candidații noștri de primari le explica ce axe se deschid și ce proiecte trebuie să pregătească. Astfel că în momentul primarul, când a intrat în funcție, el știa deja, domnule, uite, acum în 2008 se deschid axele cu tare și trebuie să fiu pregătite. Le știa dinainte. Când au venit, nu mai plătea
venea proiectul, intra la finanțare. Deci a înțeles faptul că localitățile se dezvoltă practic cu bani europeni. E o prostie să-ți vină foarte mulți bani, făceam și să nu-i folosești. Făceam comparații cu Suceava. Suceava, municipiul Suceava, ca să poată să facă tot ceea ce s-a făcut, ar fi avut nevoie de 100 de ani de acum încolo cu bugetul, cu banii pe care vin din bugetul local, nu? Ceea ce e incomparabil. Și nu? Știți cum se pune? Se spune, trenul trece odată prin gară. Dacă nu te-ai urcat în el la timp, după aia pierzi. Așa da, și cu fondurile astea europene. Au venit, noi am știut ce axe se deschid, o știu toată lumea. Numai că s-au mișcat mai greu alți primari și alte comunități de toate felurile, de toate tipurile, mă refer și la nivel de județ, comunitățile județene din jurul nostru. S-au mișcat mult mai greu față de Suceava. Noi fiind pregătiți, să spun așa, cu un an înainte de a intra la guvernare, am intrat în plin din prima, să spun. Spuneam de faptul că în colegiul dumneavoastră v-ați propus câteva lucruri. Am văzut în presă ieri, făceați referire la Cacica. Cacica deja funcționează, să spunem, ca și o stațiune. Foarte multă lume se adresează acolo, merg, fac tratamente, dar vă doriți ceva în plus. Dacă avem acolo o mini-stațiune și renumită pe plan național, chiar și mondial, datorită bazilicii de acolo, Bazilica Minor de la Cacica, atunci de ce să nu venim noi în sprijinul acestei comunități și a zonei împrejurătoare, înconjurătoare de a localității Cacica, cu niște lucruri, pentru că ele cresc natural acolo. Nu trebuie să faci niște lucruri forțate, să spun așa. Avem sarea acolo, avem un mediu extraordinar, avem toate condițiile pentru a crea acolo o stațiune balneoclimaterică de primă mână în Europa. Și cred că noi puțin trebuie să punem umărul pentru a ajuta comunitatea locală a veni cu o legislație care să favorizeze investițiile în zonă, astfel ca localitatea Cacica și cele din prejurul ei să crească, să se dezvolte. Aduce prosperitate, locuri de muncă și nu bani până la urmă, că despre asta discutăm. Obligatoriu. Toate lucrurile astea la Cacica se întâmplă deocamdată firesc, spuneam, pentru că am văzut foarte multă lume din cei care, nu știu, pentru probleme reumatismale se adresau, mergeau în vestul țării, nu, la Oradea, așa mai departe, Băile Felix, nu mai merg acolo pentru că, spun și eu, e o expresie celebră lui Gigi Becali, pentru că de ce? Pentru că au găsit la Cacica aceleași condiții, sau mă rog, același mediu, dacă vreți dumneavoastră, favorabil întreținerii, nu, sănătății, și asta la doi pași. De ce să plec de la Suceava la Felix, când poți să găsești la Cacica același lucru? Trebuie doar ce? O recunoaștere. Că până la urmă investițiile acolo, am văzut, au venit investitori, au făcut, dar trebuie o recunoaștere și asta înseamnă investiții mai mari și nu numai. Așa este, iar comunitatea locală cu fondurile pe care le are, iar noi vreau să vă spun că timp de 4 ani am sprijinit Cacica sub toate aspectele și Cacica s-a dezvoltat, se vede ceva făcut acolo, dar nu suficient. Noi acum doream în continuare să facem un proiect comun, Consiliul Județean cu localitatea Cacica și cu ajutorul Ministerului, pentru că acolo e foarte dificil ca Salina Cacica să o trece în mediul privat. Acolo trebuia să fie neapărat și statul acționar la această, pentru că sunt transformate în acțiuni valorile imobiliare ale Salinei Cacica. Și deci era în intenția noastră ca să facem pasul următor, Cacica să o ridicăm la nivel de stațiune balneoclimaterică. Dacă nu, îmi propun printr-o legislație, în calitate de deputat, să spun așa, să ajut investitorii să transform zona unde este situată Cacica, într-o zonă cu potențial mărit de dezvoltare datorită unor facilități economice pe care să le acordăm celor care vin să-și investească bani. Aveți în colegiu foarte multe localități, 16 localități în colegiul dumneavoastră, în colegiul deputat, colegiul 3, nu? Așa este, colegiul 3, de la Șcheia, ajungeți până pe la Bosanci. Aici, acolo, Bosanci, Moara, sigur că da. Stroiești, Rodnicieni, da, e foarte întins. Ilișești, sigur. Asta doar ca să numărăm câteva. Pe la Dărmănești, ajungem pe Codirești, da. Mergem pe Valea Solonețului și un colegiu foarte mare pentru fiecare candidatul Vasile Ilie pentru un loc de deputat în Parlamentul României. Candidatul pe colegiul 3 și-a propus probabil foarte multe lucruri. Cred că v-ați propus pentru fiecare localitate sau pentru colegiul în general.
și pentru colegii în general, dar vreau să identific problemele și la fiecare localitate. Colegiul meu fiind situat în jurul municipiului Suceava, o serie întreagă de localități trebuie să beneficieze de zona metropolitană a municipiului Suceava și de centura ocolitoare, care totuși trebuie terminată, vrând nevrând. Aceasta face ca localitățile să aibă acces mai rapid la municipiu, trebuie și un transport civilizat din fiecare localitate spre municipiu, pentru că investițiile în viitorul apropiat nu se mai fac în municipiu reședință de județ, se fac în localitățile din jurul municipiului reședință de județ. Noi ne-am propus de asemenea și avem făcut proiectul, licitat, adjudecat, numai bani nu i-au dat, drum rapid Suceava-Botoșani cu aeroportul la mijloc, pentru că dorim toată această zonă să fie o zonă de dezvoltare deosebită. Aeroportul să fie practic o poartă către vest, nu? Și pentru cei din Botoșani foarte repede. Exact. Nu să vină lor să spună, bă, vrem noi aeroport. Nu folosiți-l până la de Suceava, nu? Tot de aproape. Noi am ajuns la înțelegere și cu Botoșaniu și cu Neamțu. Aeroportul aici la Suceava este clar, foarte binevenit. Clar. Unul din iară, o investiție care n-a ajuns la Suceava și tot spun chestia asta, drumul de la Roman la Siret, drum rapid, care ar fi trebuit să completeze relația cu Bucureștiul a noastră, n-a ajuns la Suceava, pentru că pe atunci, pe vremuri, la Iași era cineva mai influent, să spunem, sau mă rog, le-a scăpat Bacăului ceva și a lăsat ceva Iașului, Suceava nici nu vrea intra în calcul, pentru că era pe vremea lui Mârza, nu? Da. Și atunci Solcanul de la Iași probabil a deviat chestia asta către Iași și nu către Suceava. Vedeți, grav este că o serie întreagă de mari proiecte și vreau să vă aduc aminte că acum vreun an de zile am fost cu domnul președinte Flutur în Vamă, unde s-a făcut întâlnirea cu cei de la Cernăuț și cu cei din Polonia. Și s-au făcut demersuri ca să se facă autostrada Marea Baltică, Marea Neagră. S-au făcut toate demersurile și acesta era, s-a discutat și cu Uniunea Europeană, era prinsă această autostradă pentru 2014-2020. Iată că schimbarea puterii și transferul ei la zona Moldova, în zona Iași, a schimbat traseul. Acum vorbim de autostrada Iași-Târgu Mureș, nu mai vorbim de această autostradă. Noi am ieșit, ca de fiecare dată când se întâmplă, noi spuneam, după locul 30 încolo, ce ne te mai bagă în seamă? Ești la capitolul și alții, nu te mai bagă nimeni, știți? Așa este. Folosesc o expresie de dimineață, pe vremea, în feudalist, să spunem, nu, când era să te iau boierii la masă, în spatele lor întotdeauna era câte unul care strângea oasele de jos și le mai rodea din când în când. Noi suntem undeva acolo acum, în noi Suceava, din păcate spun, pentru că Suceava era la masa bogaților. Am ajuns noi de râsul curcilor, știți, la nivel național, prin prisma alocării de fonduri. Așa este, însă eu cred că sucevenii pot schimba lucrul ăsta, pentru că dacă în decembrie ARD-ul intră la guvernare, obligatoriu principal a noastră țintă o reprezintă dezvoltarea țării, cum spuneam, ieșirea din această zonă de stagnare care este și creșterea. Deci cu forța de muncă, dar ce e foarte important, împărțirea în regiuni, pentru că regiunile vor beneficia de fonduri. Iar împărțirea în regiuni, noi o vedem cu 12 regiuni minim la nivelul țării, astfel ca Suceava să devină regiune împreună cu Neamțul și Botoșani. Trebuie înțeles foarte clar, pentru că tot vorbim de regiuni, trebuie înțeles că este obligatoriu, nu discutăm dacă vrem sau nu vrem. Regionalizarea practică a României face parte din ceea ce își propune Uniunea Europeană pentru zona Uniunii Europene. Nemaipunând că este obligatoriu, acum poate intrăm în Schengen, că tot cu Schengen am luat-o vis-a-vis de ce s-a întâmplat la referendum și cu ce s-a întâmplat din punct de vedere constituțional, ușor ne-am îndepărtat de zona Schengen. Din păcate, iarăși a fost amânat, nu trebuia la sfârșitul acestui an să se discute din nou de intrarea României în Schengen, a fost amânată pentru anul viitor, în martie, Comisia. Și asta e cam a treia amânare care se tot face din momentul când puterea a trecut la USL. Nemaipunând, că am văzut de dimineață, am auzit un material, Olanda, care a avut alegeri, mi se pare, legislative, încearcă cei de acolo, partidele de cum fac de coaliție, își negociază, să spunem, puterea. Unul din subiecte este România să nu facă parte din Schengen, să-și mențină poziția vis-a-vis de România, ceea ce este foarte grav. Și asta motivat de faptul că România, de câteva luni încoace, de când avem guvernul ăsta USL, s-a mișcat foarte prost pe prisma libertăților constituționale. Vedeți ceea ce s-a întâmplat în iulie, când într-o perioadă de
trei zile a fost suspendat președintele țării, a fost schimbați președinții celor două camere, avocatul poporului, când monitorul oficial a trecut în subordinea guvernului. Nu s-a întâmplat nicăieri în Europa. Asta a pus pe gânduri Uniunea Europeană, ne-a și stabilit nouă un traseu de parcurs cu cele 11 puncte care trebuiau îndeplinite în scurt timp ca să putem rămâne în Uniunea Europeană și ca lucrurile să meargă spre normalitate, și aceasta a dus foarte mare neîncredere a partenerilor noștri din Uniunea Europeană în actualul guvern. Am văzut, nici nu au în cine să aibă încredere, hai să fim serioși, am văzut chiar și a venit pe tapet participarea la ședința Comisiei Europene, unde clar, constituțional, a stabilit curtea, merge președintele țării respectivă Traian Băsescu, și iarăși a început să apară Ponta, care spunea ceva că el va respecta decizia curții, nu merge decât dacă îl trimite președintele, și acum e ceva de genul mă trimiți, vreau să merg, penibil, absolut penibil. Sunt niște lucruri jenante, parcă ar fi niște copii care se duc la tăticu, hai dă-mi mie jucăria asta că vreau să merg eu cu ea, deși legea, Constituția și Curtea Constituțională spune clar că cel care trebuie să reprezinte România este președintele țării. Mai bine, știți, ne-am întors în timp, cu toate că al nostru Caragiale este mai actual ca niciodată, e ca într-o piesă de domnul Goie. Vreau! Știți? Voie, vrea neapărat. La fel și Ponta al nostru, un Goie modern și al nostru actual își dorește mai întotdeauna câte ceva. Dar astea sunt lucrurile, să spunem, de bucătărie internă. Da, ce vor face, vom vedea. Am văzut în bugetul rectificat, a apărut un lucru interesant, o anexă 5. În acea anexă se vorbește despre faptul că Suceava, învățământul sucevean, este văduvit de 15 milioane de lei, adică de vreo 160 de miliarde de lei vechi. E de mirare sau e firesc să se întâmple așa? Nu e de mirare, pentru că Suceava nu mai este tratată ca o prioritate națională, așa cum a fost tratată timp de 4 ani. Timp de 4 ani, orice se împărțea bun de la București, să spunem așa, Suceava era în prim plan. Era acolo, era la era acolo. Masa bogaților. Ei, ori acum Suceava este județul de la care se ia. Se iau bani, se iau lucrări, se iau o serie întreagă de lucruri care pot duce la o dezvoltare a lui, din păcate. Da, într-adevăr, Suceava nu mai stă la masa bogaților, și spuneam că lucrurile astea pot, însă se pot repara. Urmează alegerile din 9 decembrie, urmează o campanie electorală foarte grea, spunea Ponta, pe viață și pe moarte, probabil că din punctul lor de vedere este într-adevăr pe viață și pe moarte. 9 decembrie ar putea însemna o nouă guvernare, o dreaptă care ar putea reveni la guvernare, și asta ar însemna pentru România mai bine. Mai bine pentru România decât prin prisma ceea ce face USR-ul astăzi, mai bine însă și pentru Suceava, că vorbim de Suceava. Ne interesează foarte tare ce ar însemna Suceava. Și trebuie să spunem ce ar însemna pentru Suceava, pentru că lumea zice, bun, dar banii, Consiliul Județean face drege, nu e adevărat. În momentul în care vorbim de guvernare, vorbim de fonduri care pot fi alocate pentru dezvoltare de către guvern, direct unităților administrative, vorbim despre altceva, nu? Așa este. Dacă în 9 decembrie ARD-ul nu va intra la guvernare, pentru județul Suceava în ansamblu vor urma vremuri foarte, foarte, foarte grele. Din punct de vedere, 1, al regionalizării, pentru că regiunea se mută la Iași, toate instituțiile deconcentrate, dar cel mai important, banii și proiectele europene vor fi date prin Iași. Suceava va ieși de pe harta Uniunii Europene din punct de vedere a unui centru de regiune. Asta este primul aspect. În al doilea rând, deja USL-ul a cam terminat de împărțit banii. A adus țara într-o stagnare, a redus creșterea economică, au crescut cei care au rămas fără locuri de muncă. Șomajul a crescut. Unde mai putem merge cu asemenea situație? Dar eu cred că populația începe să facă o comparație. Vede ce s-a întâmplat în cei 4 ani, cum a fost impozitată munca, ce s-a întâmplat la nivelul județului Suceava în cei 4 ani și ce se întâmplă acum 6 luni, când lucrurile toate stau parcă înghețate.
nimic nu se mai mișcă și nici măcar înghețate, care ar trebui să fie conservate, dar ele se distrug. Cazul Centurii, într-o zonă zosteră, adică nu, nici măcar nimic nu mai merge acolo, intri, nu mai funcționează ceas, nimic, ușor, ușor. Din păcate, pentru că după foarte mulți ani, spuneam, de după 90, chiar vorbim de anii înainte de 89, Suceava era undeva în zona noastră unde nu se întâmpla nimic, absolut nimic. Oameni importanți în guvern și așa mai departe n-am avut niciodată. Ușor am ajuns să reprezentăm ceva în perioada asta 2008-2012. Din păcate, electoratul și-a dorit altceva. Discutabil și aici. Pe prisma votului e discutabil, dar lucrurile pot fi reparate pe 9 decembrie, e clar, nu? Mai mult decât atât, vreau doar să comentați un lucru. Un aspect, am văzut că ieri USL-ul și-a depus candidații la biroul electoral județean. Dar când am socotit, că m-am uitat așa, zic, hai să văd care sunt acolo. M-am numărat, nu mi-a ieșit la socoteală, erau vreo 3 lipsă. Bașca, adică era lipsă Bejenariu, cum să-i spun, bucureșteanu, că sucevean prea puțin, nu? Era Stan de la Fălticeni, Poliglotul, și mai era lipsă Iane, iarăși la fel, care candidează undeva pe zona Vicov. Pe principiul ăsta, adică candidez, dar nu prea îmi pasă să merg nici măcar până la nici măcar să depun candidatura și când așa, nu? Cum credeți că văd ei interesul față de Suceava și de suceveni pe prisma asta? Este un lucru care ar trebuie să denote respect față de populație, față de instituțiile statului, birou electoral, județean și ceilalți, în momentul când vii personal, îți depui candidatura și te angajezi să faci o campanie corectă, civilizată, în spiritul legislației în vigoare. Ori neprezentându-se aici, și să nu uităm, PSD-ul are candidați din afara județului, ori noi, RD-ul, toți candidații sunt suceveni. Clar, nemaipurând că foarte mulți dintre candidați, spuneam, văzut la un moment dat un material, spunea președintele Gheorghe Flutur, președintele organizației județene și secretarul general al PDL-ului Gheorghe Flutur, spunea că 70% dintre candidați sunt oameni care noi, care n-au mai fost în Parlament. Și dacă ne uităm la organizația din Suceava, la RD-ul, candidația RD-ului, într-adevăr așa este. Așa este. Am venit cu oameni noi, cu oameni care pot să facă ceva și oamenii locului. Și oamenii ai locului și oameni care au o anumită experiență în domeniul administrației, în domeniul unde au lucrat fiecare dintre ei și putem să-i prezentăm populației. Pentru că, fiind oamenii de aici, ai locului din Suceava, sunt cunoscuți. Oameni și care nu-ți doresc să ajungă în Parlament cu piramidonul și cu tensiunea, nu sunt cu motivat de proiecte și de experiență și de ceea ce au făcut până la urmă și pentru județul Suceava. Nu? Este jenant să mergi în teritoriu, să iei tensiunea la persoane și să spui că, uite, candidatul cu tare, el sprijină ca să luăm tensiunea și să vă spunem. Da, și să vină motoul să fie, știți, dacă mă votez peste 4 ani, îți iau din nou tensiunea. Cam dacă mai are cui să ia tensiunea. Evident, sigur. Domnul Irie, am ajuns pe final de emisiune. Vă mulțumesc că ați fost de dimineață alături de noi. Cu siguranță o să ne mai întâlnim în această perioadă, e o perioadă fierbinte. Știu că v-ați propus multe, Cacica a fost astăzi foarte, foarte, să spunem, foarte discutată aici la noi, dar cu siguranță și celelalte 16 localități, celelalte 15 din colegiul dumneavoastră vom mai discuta de ele pe perioada de campanii electorale despre ceea ce v-ați propus. Baftă multă, Doamne ajută și să ne vedem sănătoși pe 10 decembrie atunci când vom discuta de care va fi forma guvernului ARD. Nu? Vă mulțumesc, o zi bună dumneavoastră și tuturor celor care ne privesc. Mulțumesc tare mult încă o dată, la revedere, stimați prieteni, o zi frumoasă, să vă bucurați de ea, chiar dacă temperaturile sunt negative, cel puțin negative, cel puțin foarte scăzute, adică undeva 4-5 grade cu plus pe zi, noaptea minus 1 grad, ploaia posibil să vină peste noi astăzi și mâine la fel de frig va fi și mâine, o vreme neobișnuită, zicem noi, pentru noiembrie, dar totuși ușor, ușor ne apropiem de iarnă. Aveți foarte mare grijă de dumneavoastră, nu uitați de spălăturile oculare, nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel, luni, marți și miercuri aici la Bucovina Activ, cu mine, Dorel, la revedere!